Ce ne-ar folosi evaluatorii, evaluările făcute de, de către. Aia aș putea să încep invers, să facem și trimitere la standarde, că discutam în exact. paralel, da? Exact. De exemplu, este standard de evaluare pentru garantarea împrumutului, în care spune foarte clar care sunt reperele, pornind de la, de la dreptul de proprietate, de la situația juridică, da? Situația juridică pe care banca trebuie să o vadă transferabilă în caz de neplată. Da? da? În care Anumite aspecte, să spunem, legate de partea fizică sau partea juridică, orice aspect neclar, banca l-ar elimina din start. Pe, și standardul spune: e treaba asta. Există standard pentru raportare financiară, pentru înscrierea în contabilitate, pentru, da, ceea ce firmele care vor să știe care este valoarea justă a activelor lor. Să o aibă înscrisă în contabilitate. Sigur, la noi majoritatea forțați își fac reevaluări pentru, pentru raportare financiară. Dar, încet, încet, oamenii vor să știe pe ce, pe ce stau. Care e adevărul? Care e oglinda fidelă? Da? Nu cu cât ai cumpărat că îți rămâne o cifră de acum 10 ani, da? ci cu cât este acum. Un alt palier este pentru uh, impozitarea. Impozitarea clădirilor, nu a. Construcțiilor, da, unde altfel de standarde se aplică, altfel de metodologii particulare pentru fructificarea rapoartelor. Vorbeam la un moment dat că splituim da. tipurile de, de valori care ar fi cealaltă zonă. Acum vorbeam de. De tipuri de, de, valori? Tipuri de valori. Deci, da. hai să ca logică standardele, sigur, și noi am apelat la un set de. De un mix de standarde, provinte de standardele internaționale, da? preluate, pentru că de la lumea bună, lumea cu experiență, lumea care. Și da? care a parcurs o da? etapă de, de așezare. Sigur, da? De, uh, cele europene, dar totdeauna am avut grijă să venim și cu particularitățile României. Pentru că ele, celelalte vin dintr-o lume așezată, într-o lume care nu sunt problemele care la noi... Ce probleme noi... are România? Așa, cele mai... Uh, mă rog, să frecvente. evit un răspuns care să intre în politică. Nu, hai să okay. până la urmă, e o realitate. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile astea. De asta le și vorbim, pentru că ei trebuie să... Noi avem nevoie să înțelegem în ansamblu și foarte corect, și într-o lumină, și uh, enunțându toate aspectele. Pentru că, de altfel, avem a, de a face cu jumătății de adevărul și nu Așa mai este. înțelegem. E perfect, sunt de acord și eu scriu, și rolul nostru este să să venim să, să facem informații. un echilibru nu și nu să acuzăm. facem Să este o realitate da. și căruia trebuie să-i facem față sau să schimbăm dacă este cazul. Primul, primul punct care l-aș spune, uh, particular pentru România, ar fi uh, poate. Cel, cel legat de situația istorică a terenurilor. Da? Ce spuneam, au fost proprietatea statului, încă nu e rezolvat. Încă sunt blocuri care stau pe teren a statului, sunt clădiri care stau pe teren a terților, firme în care se judecă, care, da? suntem în procesul ăsta de retrocedări. Ăsta de, da? e un, un aspect. Al doilea aspect, lipsa de transparență a. Uh, sau de din cauza lipsei de transparență a informațiilor și declarațiilor de tranzacții. Noi nu știm, nu mă abănuim sau luăm o, o informație incompletă despre o anumită vânzare întâmplată. Da? Nu avem istoric. Nu avem istoric. Nu avem, avem situații. Da? Informațiile sunt la notar. Cifre declarate. Da? Sunt informații de la. De la Uh, agenții imobiliari, dar nicăieri într-o... Într uh... Avem voie să... Nu, noi știu că nu avem voie să, luăm, să obținem informații, chiar și dacă le cerem de la, nici de la fondul funciar, nici de la primării, nu avem acces la... Dacă ne-ar interesa o proprietate sau mă interesează un teren și vin la un evaluator și îl rog, am vreo șansă să aflu informații? Are el acces, apropo că vorbeați despre terenul este cel mai greu de evaluat și cel mai riscant. Pentru că lipsa unei informații, exact cum foarte bine sesizați, s-ar putea... Exact, starea da, juridică. Da, da, da. Limitările de dezvoltare. Că dacă un teren degeaba e în centru, dacă tu nu ai voie să-l dezvolți favorabil, poate să fie în centru, dar rămâne un teren care, de fapt, da, și atunci, de aici vine utilitatea lui. Da, și la, teren, de exemplu, placa turnantă care este, pentru, în teoria evaluării, pentru terenul este cea mai bună utilizare, care spune că e utilizarea probabilă și rezonabilă, care e permisibilă legal de să ai voie, fizic posibilă să poți, fezabilă financiar să merite și dintre toate care le-ai analizat o iei pe cea care pune cel mai bine în valoare terenul. Deci analiza mai amplă. Revin la, să, și mă justific aici de ce am spus dată că toți românii sunt evaluatori. Pentru că toți știu cât e terenul. Dar terenul, exact cum spuneați dumneavoastră, datorită unei vecinătăți nefavorabile, datorită unui front îngus, datorită uh, unor probleme... Unii nu poți să știi ce înscrisuri are. Nu. Și atunci, nu știi ce, ce, sub, ce, ce traversează pe dedesubt, că exact. pe deasupra vezi. Și atunci, atunci uh, toate informațiile astea, tu ca evaluator trebuie să le, să le culegi. Da? Și este, este greu să culeagă. Foarte greu, uh, foarte greu. Există căi uh, uh, prin care un evaluator să, să poate să obțină aceste informații? Există. În afară dar, instanței, bineînțeles. Există, ziune. dar uh, cum să vă zic? Există și presiune de, de termene de finalizare a lucrărilor și presiune de, de costuri. Da? Uh, ceea ce. Te pune într-un. Depinde de scop, iar depinde de scop. Că s-ar putea, pentru un proprietar care vrea să vândă, să-mi mai tu voi evaluarea terenului ăsta ca și cum totul în regulă. A, ah, eu voi scrie în raport asta ca o ipoteză specială. Am considerat că totul în regulă, virgulă, dar n-am avut documentele de susținere. Asta pot să. Asta să aș specifici putea să proiect, zic, da? În Sigur, privit sub rezervă de de ceilalți. Ei, dacă lucrezi pentru un cumpărător sau un creditor, nu poți lucra pe nu o ipoteză și atunci totul trebuie documentare. De aceea multe proprietăți cad la, la bănci, cad în sensul nu sunt agreate, nu din cauza evaluatorului, ci din cauza unor situații juridice sau urbanistice neclare pe care banca nu și le uh, asuma. Care sunt uh, uh principalele zone de contact ale evaluatorului, cu cine lucrează în special, cu autoritățile locale, cu autoritățile fiscale, cu fondurile funciare, cu cine. Segmentul aceea... cel, mai, cel mai amplu de lucru este la ora actuală cu, cu finanțatorul, cu finanțatorii, cu băncile, cu instituțiile financiare. Cu investitorii, da? bănuiesc. Investitorii, deja există investitori care se bazează mult pe opinia evaluatorul și așa ar trebui să, să existe. Și cu autoritățile? Cu autoritățile Ducrează? acum uh, este sigur, un mecanism, uh, s-a creat un mecanism firesc de sprijinirea evaluatorilor. Autoritățile și sigur uh, profesia este din 2011 reglementată și standardele pe care la, le elaborăm noi, standardele care le elaborăm noi uh, guvernează activitatea de evaluare a bunelor în, în România și foarte bine acest lucru. E, e foarte bine, benefic, pentru că standardele sunt nu numai pentru evaluator, sunt pentru publicul larg, da? pentru confortul a ști că se lucrează după niște reguli, după niște... Mă rog, standardele nu dau calcule și, și nici cifre, așa cum mulți ingineri au fost obișnuiți cu ele să găsească normative. Standardele spune... Cum, cum să faci, care-s limitele, cum rezolvi anumite situații. Despre meseria, de, despre această activitate, despre profesia de, de evaluator. Din afară este mai veche, e de tradiție. Da. da și cunoaște sigur. o altă o amvergură, altă o altă formă de integrare. O altă amvergură și formă de integrare pornind de la stabilitatea unor piețe și de la trans, piețe și transparența lor. Da? Uh, acum, sigur, uh, eu am prins uh, ca evaluator și perioada de, de criză, am prins și o altă criză care a fost în 93, dar puțin își mai aduc aminte, în care un plan de afaceri pornea pe o dobândă de 10% și a ajuns la dobândă de 280% și atunci era entuziasmul investitorilor care puțin, puțin au rezistat, în general cei cu comerțul, că cei care au vrut să facă ceva în perioada de pionerat, atunci în România au căzut din cauza... Da. Da? Și atunci și valoarea era... da De fapt, ce să mai zicem, că s-au cumpărat nu pe valoare de piață, ci pe reglementări care au atunci s-au cumpărat apartamente la preț de frigider, datorită deprecierii uh, banilor. Sigur, nu de. de valoare era atunci. problema Și dacă ar fi să, să vorbim așa spre, spre finalul emisiunii de uh, o e o meserie nouă. Cel puțin pentru România este nouă. O meserie, cea de evaluator. Uh, reglementată, vreau să spun. Da, da. Că restul lui se chema un soi de agenții imobiliari mă rog, care făceau uh, și evaluări la modul empiric. Așa. consultanță, că, da. Exact da, da. așa. Uh, merită să și care este piața. Uh, asta evaluator. cu merită ca evaluator merită să îmbătrânit te deja fac comparații, cea mai abordarea prin piață și prin comparații cea mai, cea mai e dificil adecvată. Ca e dificilă. E dificilă, dificilă într-o piață. Instabilă? Uh, instabilă, insuficient de transparentă, cu situații Reglementată atipice. Ca, conform legii, bine, sau? Reglementată conform legii bine? Reglementată conform legii bine? Sigur, și aplicate în ur, legile. aplicată în urmă <laughs> e un pic, și n-aș vrea să dezvol subiectul foarte mult, dar în urmă un pic este justiția. Care încă mai aplică niște, nu le zic, metode, niște, niște uh, calcule în, in, de valoare care nu sunt ancorate deloc în realitățile pieței și de aia și conduc la nemulțumirea uh, le, bă, părților, la cererea unei alte și de, dar, în general, restul s-au aliniat. Băncile, asiguratorii, uh, firmele, deci mediul privat sigur că punct e de normalitatea. Și din punct de vedere al veniturilor pentru un evaluator, variază sau există un venit constant, o piață a evaluă evaluărilor e, e, e bună? În primul rând, există intrări și ieșiri în numărul de peste 4.000 de membri pe care îi avem stabilizat, într-o ușoară creștere să, să, să spunem, ușoară, da? Cifra de afacere a mai uh, uh, crescut ușurel, probabil uh, suntem peste 40 de uh, milioane de euro ca uh, venituri. Da? Ei, Dacă ai împărți 40 de milioane la 4.000 de membri și ai ajunge pe o lună, să vezi care e câștigul mediu, ai trage o anumită concluzie, dar... Nu poți face statistica asta pe și persoană. Și față de piața, față de da, ce celelalte, cam cum este venitul? Față de piețele din străinătate vorbim, comparativ. Total, este total, total este inferioară pe pe activele, pe activele să zicem un pic mai complexe, nu apartamente. da, Pentru că la apartamente existând o bază mare pentru ei și există transparență și informații, poți se aplica mai ușor afară partea asta de informatică, de tehnologie modernă care să te ajute. Și o ultimă întrebare, înainte că s-a terminat e, timpul de, de emisie. Cum își alege omul de românul, cum își alege evaluatorul Din păcate, de după încredere? tarif. Ah, de încredere. Îmi cer scuze, așa trebuia să stau. Și să cum își ascult. alege e există și bun. după tarif? După încredere. Sunt după tarif. Dacă, dacă piesa aceea de evaluare nu mai trebuie să fie o piesă undeva în dosar, numai tariful îi interesează dacă e vorba de, de încredere și chiar, chiar profesional, profesional păi. chiar vrea să, vrea să știe adevărata și o poziție independentă, apelează la un evaluator pe care îl cunoaște, da? evaluator care n-a făcut compromisuri nici în sus, nici în jos, să zic compromisuri nu fac evaluatori, dar în sensul niciodată n-a căzut să zic în extrem, ai dreptate. Nu. I-am spus punctul meu de vedere și atunci și când îi convine și când îi convine, tot te va mai chema că ceva să știu că e obiectiv și corect. Vă mulțumesc tare mult și, eu vă, mulțumesc. Uh, și vă dorim succes în activitate.